De aproape 6 ani nu am mai făcut niciun pas. O boală rară de piele a țintuit-o la pat. Rămasă orfană și fără bani pentru medicamente, Eugenia Buruiană spune că nu se lasă învinsă totuși. Viața a devenit o continuă provocare pentru această fată care luptă pentru că, spune ea, asta i-a fost menirea. Boală, fii blestemată și în lumea întreagă să nu ai parte, căci am eu parte să lupt cu tine și trec prin tare mari suspine. Durerea mea este prea mare și nu am de la nimeni nicio alienare. Dacă cineva m-ar ajuta, durerea mea n-ar fi așa, chiar dacă de tine nu pot scăpa, boală foarte grea. E foarte mare. Poezie, am citit în oleacă. Așa Eugenia își alină durerea, dedicând poezii bolii care i-a schimbat radical viața. Ea suferă de o maladie foarte rară de piele, dar și foarte gravă, care îi provoacă răni pe corp și care a țintuit-o la pat. La ei săi 26 de ani, are un singur vis. Să nu stau la pat, să merg, să mă pot deplasa. Nu mai vreau nimic. Eugenia locuiește în satul Rece, raionul Strășeni. Stă în casa unui unchi, pentru că nu are unde să se ducă. La 14 ani a rămas orfană. I-a murit mama. De tată însă nu știe prea multe decât că locuiește în Tighina și are o altă familie. Nu l-a văzut niciodată. Nu avem dorința asta până acum, dar în ultimul timp foarte mult. Apar din și în și mai tare că să-l cunosc. Un pic să mă vad. Numai cum arăt. Și eu să mă uit cum el arăt. Că nu înțeles că am ochii lui. De atâta vreau să-l privesc un pic. Deși are mereu nevoie de medicamente și îngrijiri speciale, nu reușește să facă față. Trăiește doar din pensia de invaliditate și ajutorul oamenilor. 553 de lei pe săptămână nu mi-ajunge pensia asta. Asta pe medicamente, dar nici ca să-mi trebuiască ceva, să mă alimentez, că eu încă nimic mare. Singura legătură cu lumea din afară este prin intermediul prietenelor, care la rândul lor o ajută, îi fac pansamentele sau vin măcar să schimbe o vorbă cu ea. Ajutăm cu pansamentul, desigur. Este o procedură care durează undeva 3-4 ore, depinde de situație. Eugenia spune că înțelege că suferă de o boală grea și că medicii îi dau șanse minime de însănătoșire, dar nu poate să înceteze să spere că într-o bună zi va scăpa de ea. A aflat că în Olanda maladia ei poate fi tratată, dar procedura costă foarte mult, de ordinul zecilor de mii de euro, bani pe care niciodată nu-i va strânge cu propriile puteri. De aceea are încrederea că va fi auzită de oamenii care o pot ajuta. Pentru asta Eugenia a deschis un cont special în bancă, rechizitele căreia le vedeți afișate acum pe ecran.